Revenit cu previziunile astrale în materie de dragoste. Bărbe, că ar fi cazul să nu mai amâni acea primă întâlnire la care cineva din anturaj te tot invită, poți avea o seară specială, romantică și relaxantă. Taur, chiar dacă te simți puțin confuz legat de motivațiile persoanei iubite, trebuie să ai încredere în aceasta. Poate că nu vei înțelege, dar ce trebuie să știi este că totul este în vederea stării voastre generale de bine. Gemeni, încep să ai o părere mai puțin bună despre partenerul tău. Dacă la început ți se părea o persoană normală, încep să-ți dai seama că nu este atât de implicat pe cât îți părea la început. De fapt, ce nu observi este că trece printr-o schimbare majoră și atitudinea acestuia s-a schimbat enorm. Rac, ești puțin debusolat și nu știi în ce direcție să o iei din punct de vedere sentimental. Decât să ceri sfaturi inutile celor din jur, mai bine îți asculți inima. Numai tu știi cu adevărat ce se întâmplă în relația ta. Leu, reorganizează-ți viața sentimentală prin schimbarea radicală a celor factori care nu te mai satisfac. Ceva te inspiră decisiv să-ți faci o imagine perfectă a perioadei următoare. Fecioară, te-ai putea simți frustrat în cazul în care nu primești laude și aprecieri din partea familiei. Nu este cazul să iei totul atât de în serios și cu atâta gravitate. Balanță, relația cu partenerul de viață trece printr-o perioadă dificilă. Dialogurile sunt recomandate, însă cu greu se va cădea la pace. Scorpion, ai o întâlnire și va trebui să adopți o atitudine degajată. Păstrează-ți calmul și nu încerca să controlezi situația așa cum ai tendința să faci în general. Săgetător, ar fi bine să analizezi relația actuală sau recentă și să vezi ce lecții importante poți învăța pentru a le folosi în viitor. Fii cât mai natural, dă-i voie și partenerului să-și pună părerea. Capricorn, nu vă puteți hotărî ce anume vedeți la o persoană care continuă să vă uimească pe zi ce trece. Pe de altă parte, puteți găsi mii de motive pentru a renunța la aceasta. Intuiția vă îndeamnă să nu acționați deoarece veți regreta mai târziu. Vărsător, oboseala își va spune cuvântul, sunt șanse ca relația sentimentală să fie destul de tensionată. Bine ar fi să-ți acorzi momente de singurătate în care să analizezi lucrurile. Pești, astăzi poți simți că totul poate fi iertat și reparat. Este posibil să devii mai înțelegător și să poți comunica deschis. Atât pentru moment, să aveți o dimineață frumoasă!